Noi avem multe motive să-L binecuvântăm pe Domnul, dar în seara asta, potrivit cu ceea ce am pe inimă să spun, binecuvintez pe Dumnezeu Tatăl pentru că este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că, așa cum scrie în Coloseni 1, din toată zidirea, cel din tâi este Fiul. În Tit, capitolul 2, este scris despre Harul lui Dumnezeu. Și vreau să vă amintesc tot de la început că Apostolul Pavel, în absolut toate epistolele ce îi poartă numele, începe cu salutul frățesc, har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului Iisus Hristos. M-aș aștepta dacă Pavel ar veni aici să nu salute numai cu pace, ci cu har și pace. Așa începe, repet, toate epistolele lui. Și interesant, absolut toate epistolele lui se sfârșesc cu salutul Harul să fie cu voi. Deci Pavel își începe scrisorile cu Harul și le termină cu referire la Har. În toată Scriptura, Apostolul Pavel face cel mai mult referire la Harul lui Dumnezeu. Să ne oprim așadar la Tit, capitolul 2, de la versetul 11, unde este scris: căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin. Despre Har s-a profețit în Vechiul Testament. Scrie în 1 Petru, capitolul 1, versetul 10, și noi ne amintim de proroci, că au vestit harul care ne-a păstrat nouă. Din harul mântuirii au făcut o preocupare de o viață și preocuparea lor se reflectă în scrierile sfinte. Dar de când datează proiectul de har al lui Dumnezeu? Numai de când l-au întrezărit profeții? Este scris în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9. Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a dat o chemare sfântă, după hotărârea Lui, și ascultați cu atenție, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de veșnicii. Deci, înainte de a fi fost făcut pământul și lumea, cum zice Moise în Psalmul 90. Harul era prins în acest proiect și în seara asta mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său. Vreau să observăm mai întâi oferta harului lui Dumnezeu. De altfel, ce înțelegem prin cuvântul har? Copii, tineri, dacă v-ar întreba un coleg sau o profesoară, voi sunteți pocăiți, și am auzit de expresia har, cum ați defini harul? Este un cuvânt care a fost preluat exact în forma asta din greacă, din haris. Cred că cea mai scurtă definiție a harului ar fi din două cuvinte. Iisus Hristos. În versetul 11 este scris despre oferta care s-a dat deja, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Când? La cea din tâi venire a Domnului. Și scrie în Ioan 1:16 că noi am primit har după har, că nu-i vorba numai de jertfa care s-a dat acum aproape 2000 de ani, ci de un har care ne tot curge de atunci. În Romani, capitolul 5, scria Apostolul Pavel, citesc de la versetul 15, făcând referire la primul Adam și la al doilea Adam: dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci da greșeala uneia singur, prin greșeala lui cei mulți au fost loviți cu moartea,
cu mult mai mult harul lui Dumnezeu, atenție, și darul pe care ne l-a făcut harul acesta. Într-un singur om, adică Iisus Hristos, a dat din belșug celor mulți, versetul 17. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Deci, darul lui Dumnezeu, harul său, este Domnul Iisus. În Efeseni, capitolul 1, versetul 7, este scris din nou despre Domnul Iisus, despre lauda slavei harului său pe care ne l-a dat în preiubitul lui, cum zice și versetul anterior 6, dar citesc 7. În el, și astea sunt harurile primite, darul, pachetul întreg, cum scrie în Romani 8, că împreună cu el ne dă toate lucrurile. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Un har bogat, mulțumim Domnului pentru aceasta. Eu cred că toți care ne-am pocăit, cel puțin cândva, și ar trebui asta să nu uităm, am gustat iertarea. Te simți vinovat și apoi te simți iertat. Acesta e harul lui Dumnezeu. Să fie păcătoșii iertați și să nu le mai aducă nimeni aminte vreodată, nici în veacul acesta, nici în cel viitor, că au fost vinovați. Un har care șterge desăvârșit păcatul din arhivele lui Dumnezeu, din cugetul nostru, scrie în Evrei, capitolul 9. Și nu doar că am fost iertați și apoi am rămas așa în condiția noastră umană. Scrie aici că e vorba de răscumpărare și de multe, multe bogății ale harului lui Dumnezeu. Asta pentru că, așa cum scrie în Evrei, capitolul 2, versetul 9, ca să pricepem noi bogăția harului și proiectul întreg de har, vedeți, Dumnezeu nu doar a dat un decret de la înălțimea cerului, să fie iertați toți. Harul ni s-a dat în Domnul Iisus prin moarte, pe cruci. Evrei 2:9, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Deci harul pentru noi este iertare și tot ce trebuie, dar pentru Domnul Iisus harul a însemnat moarte. Și încă moarte de cruce, cum scrie în Filipeni, capitolul 2. Rămânem în Evrei, mai întoarceți, vă rog, o pagină, ca să vedeți încă ce har ni s-a adus. Citesc de la versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, versetul 15, un mare preot care are milă de noi, versetul 16, să ne apropiem, dar cu deplin încredere de scaunul harului. Deci avem de-a face cu o cruce a harului la Golgota, prin care ne-a fost iertat trecutul, a curs sângele Domnului Iisus, și avem de-a face cu un scaun al harului pe care stă acum la dreapta măririi în ceruri. Ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Suntem noi conștienți că azi, 1 octombrie 2017, Domnul stă la dreapta în cerul și nu și-a părăsit locul ca noi să primim har după har, să fim iertați și să fim ajutați. Întreb acum, îi drept și scrie Pavel, a fost arătat harul lui Dumnezeu? Da, din plin și încă este. Dar nu e asta totul, pentru că am citit aici în Tit capitolul 2 că mai așteptăm ceva din pachetul acesta de har. Tit capitolul 2, versetul 13, așteptând fericita noastră nădejde, și scrie aici în 3:7, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Doamne, ajută-ne! Pentru că pachetul de har se va completa, se va desăvârși când vine Domnul a doua oară. Harul a început cu întâia venire, continuă cu mijlocirea lui ca mare preot, și va fi finalizat prin întreg ansamblu de procese prin care va fi instaurat în împărăția lui Dumnezeu. Și despre acest viitor binecuvântat vă citesc numai un verset.
Efeseni 2:7, ca să vedeți cât este de bogat ceea ce urmează în har, ca să arate în veacurile viitoare. Noi nu reușim să povestim ce a fost în veacurile trecute și cum Dumnezeu zi de zi lasă har, dar ce a fi în veacurile viitoare? Să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi, în Hristos Iisus. Apoi dacă vă doresc numai cât scrie în versetul ăsta, vii de ajuns. În veacurile viitoare să gustați de nemărginita bogăție. Și veacuri și veacuri și veșnicii și veșnicii nu se mai termină. Și o să întrebăm, Doamne, tot durează fericirea, împărăția ta tot continuă, cu aceeași dragoste ne întreții. Și o să spună, da, totul a intrat în pachetul de har de la început. Mărit să fie Domnul. Mare harul mântuirii cântă frații noștri, așa-i? Mai mare. Mai mare decât putem noi să desenăm, să cuprindem, să exprimăm sau să explicăm și cineva să preceapă. Asta e oferta harului. Dar ascultați-mă acum. Care este cerința harului? Tit, capitolul 2, versetul 12. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în veacul de acum, că în cel viitor nu va fi problemă. Cu cumpătare, dreptate și evlavie. Versul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui. Care e cerința? Să trăim altfel. Să trăim pentru Dumnezeu, să avem un alt mod de viață. Asta ar trebui să pricepem. Harul ne învață, aș spune, fără alte lecții. La cât ni s-a oferit, asta ni s-ar cere. Asta, oarecum, de la sine s-ar înțelege. Nu știu dacă s-a întâmplat cu adevărat, posibil, dar oricum imaginația este corectă. În vremea de cumpănă, de final a sclaviei, se spune că într-o piață de sclav s-a prezentat un om și a trecut pe lângă un sclav fioros care se zbătea în lanțuri. S-a uitat, stăpânul încerca să-l laude, să câștige la preț. Sclavul rostea cuvinte urâte și cumpărătorul a plătit prețul și a spus, dezleagă-l. Și vechiul stăpân a zis, dar fuge dacă îl dezleg, îl prinzi greu. Ți l-am plătit, ce treabă mai ai? Chiar? Uite aici bani. Aici sunt martori, dă-i drumul. I-a dat însă sclavului, dacă vrei, asta e adresa mea. Sclavul nu se putea dezmeteci. Și l-a urmărit cu privirea pe nou cumpărător prin piață. Și i-a zis, vreau să vin cu tine. Nu, dacă vrei, ești liber. Repet, nu știu dacă s-a întâmplat așa, posibil. Dă-ne ce ne-a făcut Domnul nou, nu-i mai mult decât atât? Faptul că am venit la adresa aici în seara asta la adunare, eu zic că am priceput ceva. Și faptul că îl vor urma pe Domnul, cred că am priceput ceea ce trebuie. Dacă de bună voie și de drag nu-l putem urma, înseamnă că n-am priceput ce ne-a făcut. Ne-a spălat, ne-a eliberat, ne poartă de grijă și ne promite veșnicia. Merită să-l slujim. Dragi copii tineri, când vă întreabă cineva, de ce sunteți pocăiți, ați putea să fiți liberi? Spuneți-le ce ofertă aveți. Și dacă nu e destul, știți ce a zis Domnul către David? A zis, puteam să mă adaug. Dar de fapt, ce să fie mai mult decât atât? Numai atât așteaptă Dumnezeu, să trăim o viață nouă. Amin? Asta ar trebui să pricepem noi. Scrie în Iuda, capitolul 1, versetul 4, că unii schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Și vorba aici despre oameni din mediul creștin, care nu pricep că au fost curățiți. Zice în 2 Petru că uită
că au fost curățiți de vechile lor păcat. Și enumeră aici câțiva oameni păcătoși care au irosit harul. Evrei care au ieșit din Egipt, oameni care au avut parte de harul lui Dumnezeu, zice în versetul 12 că poți să ajungă de două ori morți, ce tragedie! De aceea noi suntem chemați ca și comunitate, vă citesc din Evrei capitolul 12, să veghem că poate unul să fie înșelat de diavol. Știți că și diavolul are oferte, a spus Domnul Iisus, îți dau toată lumea, privește. Dar din veșnicia viitoare ne poate diavolul oferi ceva? Ce să ne ofere? Cu el, el știe care e osând, dar știe că mai are puțină vreme. El tot ce oferă e aici scurt, că scurt e și a lui. Și în Evrei 12 cu versul 15, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Nu cumva să dea lăstar vreo dăcină de amărăciune. Zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 1. Vă sfătuim să faceți să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Și mai concret spune tot în Romani, capitolul 6, și versetele astea vreau să le întipărim. Zice în 6 cu 1. Ce voiți dar să păcătuim mereu să mulțească harul? Și exclamă el, nici de cum, sau versetul 15 de aici. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege? Da, nu suntem sub legea Sinaiului. Ne-a fost oferit harul și nu mai avem nevoie de vreo lege care să ne poruncească. E suficientă oferta care ne-a fost dat. Și acum, liber fiind, să facem ce vrem? Nu, liber fiind să-L urmăm pe Domnul. Și să dorim să fim cu El pentru vecii vecilor. Doamne, ajută-ne! Și din nou exclamă el aici, nici de cum am fost eliberați să trăim frumos. Ne-au fost date haine albe și ni s-a spus doar, vegheați că urmează o nuntă. Am fost invitați la o nuntă, este o altă imagine, Evanghelie, nunta fiului de împărat Matei 22. Și unul a fost surprins acolo fără haină. Evident că nu este aceasta ușor de înțeles în contextul nostru, dar acolo cei ce erau chemați la nuntă li se oferea o haină, cum de altfel rezultă din întreaga scriptură, din aceste referințe. El a disprețuit haina aceea. Nu și-a onorat chemarea. Și zice în Evrei, nu cumva să călcăm în picioare pe Duhul Harului. Asta ar fi cea mai mare tragedie și osândă. Să nu fi priceput Harul, să treci pe lângă El și să nu ai parte. Doamne, ajută-ne! Deci, cred că este clar, dar nu e vorba de a fi clar acum la predică. Mai ușor să spunem, da. De a ne fi clar în momentele de trăire ce am primit și ce trebuie să oferim noi în schimb. Nu ni se cere nicio plată. Se spune că cineva m-a întrebat pe un predicator, ce trebuie să fac pentru mântuirea mea? Și s-a spus, ai venit prea târziu, s-a făcut tot. Cum, chiar nu trebuie să plătești ceva? Păi cu ce să plătim? Cu fapte? Dar ce valorează asta pentru Dumnezeu? Astea au de-a face cu relațiile dintre noi, le amintesc imediat. Totul, s-a zis când a fost vorba de nuntă, poftiți, toate sunt? Gata, ce ne trebuie nou? Haină. Să înțelegem cum trebuie să trăim frumos ca în timpul zilei, să fim demni de oferta care ne-a fost dată prin har. Amin. Și un ultim aspect vreau să mai precizez. Scrie aici în Tit, capitolul 2, că harul ne-a mai dat ceva. Dar asta numai dacă trăim frumos, altfel nu ajută, nu valorează. Versetul 14, partea finală. Domnul vrea ca norodul lui să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Și aici vreau să mă adaug Efeseni capitolul 4, unde scrie în versetul 7, dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului Hristos. Adică odată ce am fost sfințiți și chemați la această veșnicie binecuvântată, ni s-a dat harul să facem și noi ceva. Nu compensând harul, ci în har am fost ofertați să slujim cu fapte bune,
cu vreun dar duhovnicesc în adunare. Și astea nu sunt de la noi, și astea sunt tot prin har. Dacă cineva predică sau prorocește sau cântă, nu sunt și aceste haruri. Dacă cineva are ocazia, posibilitatea, are un ban, are timpul disponibil, sănătatea, să ajute pe altul, nu sunt și astea haruri de la Dumnezeu. Inclusiv inima bună, dorința de a le înfăptui. Toate sunt haruri. Lăsăm harul să curgă prin noi și în a sluji semenilor noștri și slavei lui Dumnezeu? Sau suntem ca și robul acela care și-a îngropat talent? N-a înțeles că a fost un har că i s-a dat. Este o ocazie binecuvântată să slujim altor. Este scris aici și în capitolul 3 despre Apostolul Pavel. El recunoaște că a lucrat mai mult decât alții și zice în 1 Corinteni 15 cu 10, zice, nu eu. Deci dacă cineva are realizări în biserică, o slujire sfântă, nu el, harul. Concret, nu s-ar putea cineva să predice și să-și asume pentru sine acest merit. Uite, m-am pregătit, am predicat. Dacă nu dă Dumnezeu har, până pleacă acasă toți uită. Și nu va folosi Dumnezeu lucrarea aceea. Toate aceste lucrări sfinte, efectuate în cadrul slujbelor de aici sau oriunde în altă parte în viața noastră, toate sunt sau țin de harul lui Dumnezeu. Zice Pavel Efeseni 3 despre sine, versetul 2, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi. Versetul 7, al cărei slujitor am fost făcut eu după darul harului Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui. Și Pavel spune, sunt apostol prin har. Fiecare lucrează în măsura darului și a harului și nici nu ni se cere mai mult decât atât. Doamne, ajută-ne partea asta să ne-o facem. Zice de asemenea în Tit, asta ca să îi prindem cu siguranță pe toți, 3 cu versetul 8, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu, cei ce au primit harul, deci, să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Doamne, ajută-ne! Să nu fii primit în zadar harul. Ai harul să cânți. Să nu fii primit în zadar harul acesta. Cânt acolo unde ai ocază. Ai harul să ai bani, să fii bogat, să zic, sau nu neapărat bogat, bogat. Folosește harul acela. Câte vreme ai ocazia, fă bine la frații în credință, la toți oamenii. Sunt niște, de fapt, o expresie, dar se găsește în mai multe locuri în Faptele Apostolilor, care îmi place mult, dacă vreți să o luați. Dar, fiind în fapte, citesc mai întâi din Fapte, capitolul 4, cum ar trebui să ne rugăm, Fapte 4 cu 31, după ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul cu îndrăzneală. Versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și, atenție, și un mare har era peste toți. Ce făcea harul ăsta mare peste ei? Îi făcea să predice, prin alții se făceau semni, minuni, pe alții făcea să dea ogoare, case, toate le făceau prin har. Ce să caute legea la ăștia? Ei totul făceau liber, înțelegând ce au primit și socotind că sunt și ei de acum părtași cu Dumnezeu și după modelul lui oferă și ei, că acesta e harul, darul Domnului Iisus și toate celelalte. Dar iată expresia care îmi place, scrie în Fapte, capitolul 14, asta obișnuia biserica din Antiohia. Poate de acolo s-a molipsit apostolul cu expresia asta, cu harul. Fapte 14 cu 26, când pleca în misiune, scrie de acolo, au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați, în grija harului lui Dumnezeu. Și expresia asta se repetă și în 15 cu 40, a fost încredințat de frați în grija harului lui Dumnezeu. Și când suntem în grija harului, mai purtăm vreo grijă? Nici ce-om predica, nici ce-om putea face, grija harului le rezolvă pe toate. Și Pavel, când s-a despărțit de slujitorii din Efes, în Milet, scrie în Fapte 20 cu 32, și acum, fraților,
Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește, vă poate da moștenirea împreună cu cei sfințiți, slăviți să fie Domnul. Așadar, Harul ne-a fost oferit prin Domnul Iisus la prima, pe parcursul de cele două veniri și de săvârșit la a doua venire. Dar Harul ne învață. Cine percepe Harul, își schimbă viața. Trăiește frumos, dacă ne-a fost iertat păcatul, să nu mai păcătuim. Și mai mult am zis, Harul ne învrednicește să slujim. Doamne, îți mulțumim de tot Harul Tău, de bogățiile Harului Tău arătate aici și ce a fi în veacurile viitoare, Doamne, ajută-ne să avem parte de ele. Închei cu un cuvânt din 1 Petru 5. Asta că am amintit că Pavel folosește foarte mult cuvântul har. Dar ascultați că și Petru scrie de har, așa de frumos. 1 Petru 5 cu 10. Aici are o expresie extraordinară. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Și după ce spune cuvintele astea, zic eu, nu se rabdă să nu spună și cele ce urmează. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Și mai adaugă un verset. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc, adică să vă fie foarte clar, temeinic, că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Și cum zicea Barnaba, rămâneți mai departe alipiți de harul acesta. Amin. Corul mic se va lăuda pe Domnul cu o cântare.